Salut, bă, șacalilor! Ce faceți? Nu știu dacă mai știți anul trecut când am făcut asta. Ce am să fac? Am stat aici, am așteptat coletul cu sufletul la gură, chiar mă întreb ce... Bă, o bătut la ușă, ești nebun, bă! Bă, o bătut la ușă, mă! O secundă, o secundă! Băi... Da, acum trebuie din nou să aștept telefonul la Blanau de la YouTube în care să mă sune, pac, să-mi aducă butonul și eu aștept și îl despachetez cu voi și chestii de-astea, ați mai văzut voi. Dar până atunci trebuie să zic ceva important, asta doar dacă vrei, dacă nu îți pun eu acolo un butonaș mic unde trebuie să dai ca să vezi eu cum îmi despachetez eu YouTube. Bă, șacal, bă, te iau cu mine, mă, la Sinaia pe 28 și 29 iulie sau ceva în genul, stai să citesc, da, pe 28-29 iulie. Ce se întâmplă acolo? La Sinaia este o chestie de-asta între YouTuber, vin eu cu gang-ul meu, cu Pancakes, știi? Și trebuie să ne confruntăm ceva cu bătăliile astea de asta, dar o să fie fain. Și tocmai de asta zic ție, ta care mă urmărește acum, o să stai bineînțeles la hotel cu noi, o să fii cu noi, o să te băgăm în vlogurile noastre, adică dacă vrei să fii în echipa mea, dacă vrei să fii în echipa mea, tot ce trebuie să faci, trebuie să-mi dai un follow mie pe Instagram și celor de la YouStars și să bagi un story în care mă menționezi pe mine și pe cei de la YouStars, să-ți las eu frumos acolo exemplu, ceva în genul, îți las dacă vrei și poți să selectezi doar 3 oameni. Deci o să fac o chestie random și o să veniți cu mine 3 oameni. Eu zic o să fie foarte fain, echipa mea, adică o să fiți cu mine și ia aici ai power-ul ăsta, deci o să câștigăm și o să primim chestii și o să fiți cu mine, o să stați cu noi în hotel, o să fiți cu noi prin toată Sinaia, o să fie forță și aveți tot asigurat de cei de acolo, deci nu trebuie, nu costă bani. Da, bă, și acum că v-am zis asta, ce mai faci? Poftim? Stai, bă, mă sună cineva, mă, alo, YouTube? Bă, YouTube, voi sunteți? Ați venit? Bă, a venit. Vini butonul. Da, se pare că așa au fost, nu știu. Mi-a dat YouTube prank, ce să mai fac? Mai dau și ăștia de la YouTube prank, dar mi-e ciudă, bă, băiatele, bă, dar eu îmi filmez, îmi pun camera aici, stau jumătate de ori sau... Ce-mi dă ciuca, așa mi-am, bă, dar ce, bă, eu, bă? Bă, stai, bă, că, bă, mai primi, mai, alo? Bă, YouTube, iar sunt, bă, nu mai dați prank. Deci nu-i prank? Bă, vorbi... Bă, iar a venit butonul. Bă, ăștia nu mi-a dat prank, bă. Bă, în sfârșit. Oh my gosh. Ieși afară, bă, uite aici, am pijam că dau cu piciorul. Ia, uite butonul de la YouTube. Bă, uite, bă, că nu mi-a mai dat prank-a doar, nu-s chiar atât de bulangii. Stai să le dau în tele. Da, da, mă, YouTube, stai că nu merge. Da, mersi, da, sunteți, da. Nu a durat niciun an, nu, doar un an, da, doar un an. Nu-i nimica, la alții le vin în prima, iară s-o deblocat. Da, la alții le vin în prima zi, în a doua zi, când fac 100 de... La mine a durat un an. Da, da, sunteți dator. Bine, hai, pa. Salută pe maică. Nu, nu mai vreau asta, nu. Da, bă, nebunilor, un an am așteptat, fraților. Deci am făcut 100.000 acum un an, frate, acum un an. Și uite că a venit butonul după un an. Sincer, bă, ăsta care mi-a răspuns de la YouTube, cum te cheamă? Am uitat cum te cheamă, mă. Mi-a răspuns unul, nu mai știu, developer, ce el, mare șmecher pe acolo, Mark, nu mai știu cum îl cheamă. Bă, Mark, ești băiat frumos, că mi-ai răspuns imediat, dar după un an. Imediat, dar după un an, hai cât e ieri. Bă, hai să-l deschidem, că eu vreau să-l deschidem, să-mi trag. Păi, uite, de nici nu știu cum să deschide, vezi, dacă n-am avut ce să fac, stai că-l țin așa. Dar, bă, nu mă așteptam, sincer, mă bucur, de fapt, pentru că am văzut că ăștia au mai schimbat butonul de la YouTube și mă bucur că mi l-a dat pe ăsta mai nou, chiar dacă a durat un an. Dar e bine, așa au vrut, doamne, tăceți că e bine, iau. Băi, băiatule, stai că e groasă, mă, stai așa, că vine, stai, o să cadă. Hai, mă, caz, mă, bă, buton, bă, dar uite-l, mă, ce face dacă nu-i învăța cu mine, mă, că... Dar de ce nu merge? Bă, nu vreau să rup cutia, știi, că după se uită ăștia de la YouTube și zice, bă, ce barbar țăran moldoveanul este, dar nu-i mai dă, bă, niciun buton de acum. E, asta e, un moldovean mai trebuie să rup, asta e, morții de cutie, aia e, ce să faci, dar nu poți să nu deschid butonul că nu vrea cutia să-l deschid. Uite-l cum îl deschid, fiate, bă, nu, mamă, eu vreau să-ți mulțumesc foarte mult, fără tine n-ajungeam aici, vreau să te mulțumesc și lui frate meu care nu a făcut absolut nimic. Dar m-a enervat de fiecare dată, dar e ok. Eu n-am crezut că ajung până... Băi, dar las-o, bă, încolo, mi-a stricat, băi. Bine, hai să o facem noi fain acum, uite așa, hai, ieși tu de aici, nu vreau să se fac... Nu, stai acolo, bă, dar nu-mi iese planurile astea. Oh, băiatule, stai că i-o pus panoramă de asta, stai că e mai groasă. E șmecheria de pula, toți că ai depășit numărul, bravo, ție, șmecheria, l-am depășit acum un an, acum merg pe 500 de mii, dar e ok. Da, we know that YouTube number is very good, it's ok, e big, e mult, e ok, de-alea și mi-a pus user în voci goci, eu cred că nu-mi guroai, că de-asta, eu știu ce e asta, și fii atent acum. Stai.
Băi, băiatule, băi. Stai că mi s-a închis și monitorul aici. Băi, ce mi-au căzut, mă? Mi-a dat ce asta? Mi-a dat cartea lor de poate mai facem o colaborare. E ok, mai fac și eu YouTube din când în când. Bun, hai să-l scot de aici. Dar deci dacă îl scrap, deci am nebunit. Deci mai ia cu aiurea, crede-mă, că nebunesc pe loc. Deci dacă serios. Uite-l, bă, uite-l, mă, cum arată. Uite de aici, că am așteptat un an. Că fac de 6 ani treaba asta. Uite-te la el. Hai sau că am zgârcit. Am crezut că e metal de la, dar e ok, nu nicio problemă. Un pic prăfuit, e ok, e cam așa. Eu dai mai șmecher ăsta, ce să mă piși ața pe mine. Eu zic ce șmecher. Acolo este camera care bineînțeles nu e a mea. Acolo sunt tatuaje, dar acolo o să fie loc unde îl pun. Adică e ok, e super. Da, bă, șacalor, eu înainte de chestia asta am făcut vloguri de genul. Ecoletul, nu vine să cânt. Sau de genul. Prieteni, astăzi sunt foarte bine dispus, deoarece este o zi foarte importantă pentru cariera mea de YouTube. Și acum în sfârșit am ajuns să am și eu ceva real. După atâția ani de muncă, uite-l, frate meu. Dar nu mai menționez că Marc, chiar mă supăr pe tine, un an am așteptat să-mi răspund. Deci să, băi, ești așa. Da, de acum mai o leacă cringe că nu știu ce să mai faci. Adică, da, descoperi ăsta și îl pui pe perete și după uiți de el. Da, e ok, îl pun pe perete, na. Dacă ești ia și motor mai așa, ca să te adrept. E? Nu-i strâng? Eu dacă-i strâng, dar luată-l așa. Da, ia bă și măsoară de sus până vreo. O să fac ca să-i dau provizor așa. Mamă, după un an, bă. Butonul.